5 trebuia să înceapă meciul, dar avem plase. Suntem bun, au ajuns plasele la teren. Bună ziua, v-am găsit. Ne aflăm la Muntenii de Jos, stadionul Victoria. Sunt echipele la încălzire, s-a întârziat meciul destul de mult, pentru că o situație mai rar întâlnită, dar se mai întâmplă. Nu erau plase la porți. Start, joc, într-un meci care pe timpuri, ținând cont că vorbim de cele mai mari municipii ale județului Vaslui, ar fi reprezentat un derby, așadar Comstar Vaslui și juniorul Bârlad. L-a făcut pe președintele AGF prezent atunci la meci lângă mine, să zică că deja avem portarul sezonului. Vedem aici un șut foarte frumos, ce gol, spectaculos aici, marcat acum de Comstar. Preluare, 16 metri și execuție de mare atacant pentru acest puști, care a ratat multe și în meciul cu Flacăra. Crăciun Darus, 2006, dar cel mai tânăr puște constabil, născut în 2006, destul de înalt puștiu. Sunt vreo 2-3 jucători la Bârlad care să veniți din lumea rugbyului. Vedem aici o centrare lungă, acolo, reluare cu capul și reține portarul. Aici pasează frumos, pregătește de șut acolo, dă o pasă bună, minge la margine, nici vorbă de offside acolo. Pasă în fața porții și reluare din 6 metri. Vă spuneam, prima lovitură de colț acum. Centrare bună, acolo pe bara a doua, reluare cu capul în fața porții și... Minge lungă acolo, foarte bună preluarea și 2-0. Excelent acest Darius Crăciun. A doua, al doilea gol pentru el, preluare foarte bună din nou și un șut din 11-12 metri. Să vedem acum, fază acolo. Scoate mingea în margine, șut bun și reține acum Găulică. Aveți dușmănii cu Țupicul? Vedem aici, excelent, își face mingea, șut și blocat. Și din nou un șut foarte bun peste poarta lui Găulică. Luasă de la Ianis acum, control bun al balonului, șut cu șpițul, dar este acolo portarul. Portarul. Să aducem mingea acolo, foarte bună, nu este offside și 3-0, nici vorba de offside, n-avea cum să fie offside acolo și pas în fața porții, 3-0. Mai sunt de jucat vreo 7-8 minute cel puțin. Centrare, bun acolo, reluare și respinge cineva de lângă bară. Centralul partizei Lazar este un arbitri cu potențial CJ-ul Vaslian. Să vedem aici. Da, excelent, pătrund de șut și 4-0. A făcut acolo ce a vrut cu apărarea Bârladului. A avut o liberă importantă pentru Bârladeni acum. Pauza a durat foarte puțin pentru că riscăm să ne apuce noaptea. După meciul a început cu o întârziere de vreo 20 de minute. Să vedem, centrare bună acolo, reluare cu capul și gol pentru Bârlad acum. Debut bun de repriză pentru bârlădeni, este 4-1. Vedem, pasă în spatele apărării, nu este offside și tratare. Dați un like, mă rog, la un clip și un subscribe, cei care sunteți prima dată pe canal. Să vedem aici șut de la mare distanță, este poartă. Controlează bine mingea Toni Costarului, excelent pas acolo și iese portarul acolo, fault aici la portar. Operare importantă, trece acolo, șut și respinge portarul Bârladului acum.
un lucru de lăudat, pentru că... Ajută-l, Claudiu! Claudiu, ajută-l! Să vedem aici, intrare bună, însă reluarea capului este pe lângă peste. Linge lungă și șansă mare pentru Bârlad aici. Hai, Claudiu, și tu, treci înapoi, Claudiu, cu coața! Intrare lungă, pe ea Samoila acolo, însă pe lângă poartă, mă întorc în România, 21 nu mai am meciuri. Trebuie să mă întorc, în fine. Să vedem, șansă bună, șut și din nou intervine portarul. Șut din nou și se apără Bârladul aici ca la război. Da, o repriză cu un singur gol, dar destul de animată pentru că echipele sunt rupte la jumătate. Vedem aici o preluare superbă și face mingea excelentă aici jucătorul Bârladean. Centrare și gol pentru Bârlad aici, 4-2. Dar preluarea a fost una excelentă acolo. Preluare excelentă, apoi centrare la fel de bună și gol acum pentru Bârlad, 4-2. Pasă foarte bună, șut și din nou intervenție bună a portarului. Se va apropia mai mult de un rezultat bun. Centrare lungă acolo, singur, eroare capul, bară, eroare de nou capul și intervenție excelentă a portarului Bârlad. Nivel foarte ridicat. Să vedem o pasă excelentă aici, aceiași jucător acolo, preluare bună, scoate în 16 și... Ulică citește excelent aici și se duce exact unde șutează. Ce lung acolo, pe portar, reușește acesta să reține. Un șut foarte bun acolo, dar reține Ulică. 7-8 minute de joc, timp ar fi pentru Bârlad teoretic să producă un rezultat important astăzi, dar nu le permite jocul prea mult. Să vedem aici o pasă în spate părării, nu este ofsa, preluare excelentă, șut și din nou Rares Hăulică cu o intervenție pe măsură. Ați la constat, țin bine balonul departe, de poartă. Acolo șut și reține portarul. Jucătorii Bârladului, dar portarul Comstarului a făcut o repriză foarte bună și a reușit să respingă două mici. Vedem aici o pasă din nou, preluare foarte bună, preluare acolo și din nou Hăulică iese excelent și blochează. Și mai este acolo Crăiescu cu 4-2. Să vedem acum ce trare bună și reluare pe lângă. E blochează. Spunea că sunt câțiva dintre băieții celor de la Bârlad, care sunt brâimiști. Să vedem acum ce gol frumos, nu? Am crezut că e gol, cred.